Maria a întrebat pe Delia dacă a avut un date în trei și Delia a spus că după live a avut acest date. A stat de vorbă puțin cu Eliza și Dedish. Spunea că ea a asigurat-o pe Eliza că nu are nimic împotriva ei și apoi l-a chemat pe Dedish pe terasă pentru a discuta doar ei doi. Spunea că Elisei nu a avut să-i spună nimic mai mult, nu a avut ce să o întrebe și a dorit să discute cu Dediș. Acesta i-a spus că el s-a simțit ieri agitat când s-au jucat acel joc, pentru că a simțit cumva o tensiune între Eliza și Delia. Delia l-a asigurat că nu există niciun fel de tensiune între ele, nu există probleme. Apoi spunea Maria că i-a zis lui Dediș că dacă el nu știe ce decizie să ia, o să îl ajute ea și o să-i spună să aleagă a doua variantă, adică pe Eliza.